Salutare la toată lumea! În comentarii la ultimul videoclip am văzut că sunt persoane curioase să vadă cum arată mașina de spălat pe care am luat-o eu în geantă cu mine. Aproximativ 9-10 litri de apă în cap și are o capacitate de 1,5 kg. Aici are o roticică unde pornim mașina de spălat. Pe aici scurgem apa și este conectată la invertor. Invertorul este conectat la priza de 12 și asta e tot. Apa e cam neagră pentru că e deja înspălat. Am spălat tricouri negre și s-au discolorat. Asta e vopsea. Aici am o pereche de blugi. Au rămas cam puțin apă pentru că tricourile care le-am spălat deja sunt ude, nu scurge, doar spală. Cu 10 litri de apă spăl haine, cam două bidoane de 10 litri. Iată. Și cu 10 litri de apă plătesc hainele. Deja pantalonii sunt spălați odată. Să lunică mâna. Mai pun la câteva minute. Când este puțin apă, e mult mai greu. Și atare capac, atunci când este plină, ca să nu, să nu stropească prin părți. Aici am detergent. Aici am detergent, clește și o frânghie. După ce le spăl, le clătesc și le întind în semiremorcă. Le pun la uscat. Astăzi este sâmbătă, până luni dimineață se usucă. Eu sunt parcat aici la companie, unde trebuie să descarc. Am încărcat în Marea Britanie două bobine de metal. Hai să vă arăt. Așa. Două bobine de metal verticale. După ce le spăl, vin aici, întind frânghia, le pun la uscat. Mâine toată ziua soarele o să bată, o să încălzească, adică în seară o să fie cald și o să usuci. După ce spăl, vin și scot chingile, le scot de pe acum și în dimineață numai descarc. Mașina de spălat este foarte comodă. Comparativ cu dusul în oraș, pui hainele în geantă, te duci, cheltui timp pe drum. Uite-l cum țăpă. Țăpă cât îl ține gura. Pescărușa sunt cele mai crude păsări. Fără milă. Mănâncă tot și cad în calea lor. Așa. Suficient, că o spălat 30 de minute le-am învârtit.